Da? De exemplu, a fost acest plan sugerat de doi analiști că trebuie făcut un fond de investiții pentru Republica Moldova românesc. Foarte bună idee. Problema este că de moment ce noi nu reușim să avem însă control financiar și transparență fiscală pe nimic de România, a construi alt sac negru de bani, altă gaură neagră de bani pentru Republica Moldova în acest moment nu e o idee bună. Dar dacă fondul în același timp poate în loc să fie încredințat pe mâna unor miniștri corupți, să se facă un fond, un consiliu de administrație mult mai larg, cu participări largi, semnificative din societate, și din România, și din Comisia Europeană, atunci el poate deveni și un exercițiu de bună guvernare și în acest caz să susținem în cel mai înalt grad, pentru că eu nu văd altă soluție în Republica Moldova, adică toți ori îi lăsăm pe ruși să o cumpere, ori o să o cumpărăm noi, da? Dar trebuie să o cumpărăm, dar o cumpărăm cu bani publici, să fim siguri că banii respectivi ajută țara asta să relanseze și nu întăresc iarăși, încă o dată, diverse oligarhi de acolo, cum s-a întâmplat de atâtea ori în trecut. Deci, pe scurt, nimic nu poți să faci dacă nu ai o minimă bună guvernare. Nici cele mai nobile obiective care au unificarea națională nu se pot face, da? Pentru că dacă ai o armată care își vinde tancurile și dacă ai un ministru de finanțe care din banii respectivi se plimbă în paradisuri fiscale, nu reușești să faci absolut